nostru pregătește vinetele de septembrie, de care am făcut vorbire încă din februarie. Așa este, Răzvan. La fiecare tură de vinete, anul ăsta a zis, mai așteaptă. Hai măi, Vlăduț, că pare că mai așteaptă nițel, până se fac și ardeii capia ăștia a noi, până roșiile sunt roșii, de-astea pleznite, de-ale tale, de un kilogram bucata. Și vinetele au parfumul ăla de toamnă și deloc amăreala aia pe care o mai găsim uneori în bucă. Exact, nu mai sunt atât de apoase, sunt dulci și gustoase și sunt ideale pentru zacuscă, pentru că eu consider că orice gospodină desăvârșită își dorește să aibă în cămara proprie o zacuscă cu care să se, de care să fie mândră și cu care să se laude, evident. Astfel, aș vrea astăzi să vă dau o rețetă de zacuscă, este o rețetă proprie, pentru că știm cu toții, sunt foarte multe rețete de zacuscă ce se dau cu legumele crude. Eu am să vă dau astăzi cu legumele deja curățate, deja bine de tot scurse și bine de tot pregătite. Astfel, aveți nevoie, rețeta mea este simplă, 4-3-2-1, este exact ca în televiziune, 4-3-2-1 start. Astfel, aveți nevoie de 4 kg de vinete coapte și curățate, bineînțeles foarte, foarte bine scurse, 3 kg de ardei. Eu folosesc 1,5 kg de ardei capia și 1,5 kg de ardei gras verde. Mi se pare că dă un gust mai special la zacuscă și sunt un pic mai cărnoși în această perioadă, deci sunt ideal pentru zacuscă. Mai avem, poftim? De la ce vine? Doiu vine de la ceapă. 2 kg de ceapă, mai aveți nevoie 1 kg de roșii pasate și credeți-mă că în această perioadă aceste roșii sunt ideale pentru zacuscă, trebuie să curățate de coajă, iar apoi bine de tot pasate. Cum procedăm? Aici cred că știe absolut toată lumea, circa 1,5 L de ulei aveți nevoie pentru această rețetă. În ulei căliți ceapa, tocați-o mai mare, pentru că nu este important să o tocați foarte, foarte fin, respectiv o tocați peștișor, iar focul trebuie să fie foarte mic. Totul trebuie să fie gătit în timp îndelungat, dar la foc foarte mic. Ca să faci în ciudă vecinilor, de aia e focul mic. E, bine, acum sigur că da. Ce poate să fie? Cum poate să miroasă mai frumos dintr-o casă decât atunci când pregătim zacuscă? Ne apucăm de treabă, 4, exact. 3, 2, 1. Așa se face zacusca lui Vlăduț. Vă dăm mai multe informații pe parcursul emisiunii.